Bunicii noștri aveau și ei durerile lor. În 1968, durerile primesc o lovitură. Apare albocalminul. Durerile se diversifică, ținând pasul cu dezvoltarea societății. Albocalminul continuă lupta. În anii 80 apar migrenele, dureri privite cu neîncredere de sistem și pe care puțin și le permiteau. Albocalminul își face datoria, timpurile se schimbă, durerile rămân aceleași. Algocalmin combate istoric durerea. Acest medicament conține metamizol și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-o medicului sau farmacistului.